Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Mesagerul Cetățeanului. Pentru astăzi vom sta de vorbă cu domnul Gordian Vardarie, fost polițist comunitar la Rovinari, care vrea să întrebe autoritățile competente despre o serie de nereguli care i s-au întâmplat. Dar despre ce este vorba, ne va spune chiar dumnealui. Bună ziua! Săruna! Spuneți-ne și nouă, ce s-a întâmplat și despre ce vreți să vorbiți cu autoritățile din Rovinari? Pentru că am făcut o serie de sesizări domnului primar Dorin Filip și în urma discuției cu dânsul în birou a intervenit domnul administrator public Podaru Constantin și a spus că nu este adevărat din ceea ce am confirmat eu, dovada făcând-o cu procesul verbal al șefului poliției comunitare Bengulescu Dumitru, care a venit la fața locului și cu oameni martori și s-a confirmat exact ce am spus eu. Spuneți-ne mai exact despre ce este vorba, ce s-a confirmat și de ce ați fost am acuzat. Am avut două tentative de furturi. În noaptea de 15-6 am prins doi indivizi, Bucur Daniel și Bucică Vasile, care mi-au dislocat pompa de apă din beton la stadionul Rășănesc. Aceștia părăsim postul, fiind de servici și de patrulă, părăsim posturile după zona 1. La orele 2:30 noapte i-am surprins pe acesta când mi-au dislocat pompa, iar domnul șef de poliție a făcut proces verbal la ieșirea din post dimineața, mai precis pe data de 6 a 12 2009. Iar pe data de 10 spre 11 2010 am surprins pe numitul Guran Cristian la stadionul Orășenesc, care a încercat să desfacă șuruburile din gard, așa, l-am somat, l-am prins în perimetrul postului, am anunțat patrula prin ofițerul de serviciu Badea Ioana, a venit la fața locului doi agenți din patrula la poliția comunitară, Dabu Dumitru și Vlădoiu Gheorghe, și m-a găsit la circa 3 minute a fost acolo cu autoturismul Gorj 06 DSC. S-a verificat la fața locului, ei s-au luat datele personale și după aia au plecat. Ca după circa 4 luni de zile mi s-a desfăcut contractul de muncă tardiv. În luna aprilie pe 14 mi s-a desfăcut contractul de muncă și doamnele juriste Rață Nicoleta și Popescu Aurora mi-a făcut referatul și mi-a insinuat că l-am urmărit pe acesta, pe Guran, numitul Guran Cristian, la blocul pe 18, care se află la o distanță de 300 de metri de stadion. Mi-a insinuat că l-am amenințat pe ăsta cu armamentul și să iau portofelul din buzunar. Faptă care eu n-am comis așa ceva. Eu l-am anunțat patrula după oraș pe doamna Badea Ioana și la fața locului au sorcit acest agent, pentru că el a refuzat când să se legitimeze. Eu mi-am declinat calitatea, cine sunt agentul de pază Vardarie Gordian, vă rog să-mi prezentați și mie buletinul, iar acesta a spus că el vorbește la telefon și că nu-mi dă niciun telefon. Eu atunci, văzând că el a refuzat să se legitimeze, am anunțat prin stația emisie-recepție Motorola pe ofițera de serviciu să-mi trimită patrula la fața locului. Iar după aceea, eu i-am făcut plângere penală lui domnul administrator Podaru Constantin, așa, la parchetul local Târgu Jiu. După acțiuni în instanță, spuneți-ne și nouă care a fost decizia oamenilor legii. Am stat 3 luni și 9 zile fără servici, că mi-a desfăcut contractul de muncă domnul Filip Dorin și a semnat de ilegalitate domnul secretar pe o faptă penală. Ei mi-a desfăcut contractul de muncă pe o faptă disciplinară, care nu era. Ce am insinuat cu tentativa de tâlhărie, asta era o faptă penală. Trebuia să-mi dea dosarul la organul de cercetare penală, să mă cerceteze poliția, nici de cum ei. Eu am fost nevoit să am făcut contestații la tribunal în urma deciziei 572, care mi-a desfăcut contractul de muncă, ei pe o faptă disciplinară. Eu mi-am făcut și autodenunți la parchetul local, ca să arăt nevinovăția mea pentru faptul că în codul penal scrie clar la tentativa de furt, autodenunțul este sesizare din oficiu. Și în urma cercetărilor de la poliție, am înțeles de la domnul agent Corici, așa, că soluția mea este de nup, iar al lui domnul secretar Neamțu îl va trimite în judecată pentru abuz în serviciu.
Am fost și la Comisia de Disciplină cu dânsul, am dus toate actele premergătoare la Comisia de Disciplină, la domnul subprefect, spunându-mi că dosarul îl trimite la parchetul local pentru cercetări. Domnul inspector Guriță, eu nu știu cum a făcut cercetarea, le-a dat soluția de NUP lui domnul Podaru și lui domnul Guriță, fiind pentru că nu i-a luat declarație lui domnul Guran Cristian în raportul de care l-a întocmit dânsul pentru cercetare, iar domnul Podaru, cei doi au primit soluția de NUP, venind soluția de NUP pe data de 27.04.2010, iar declarația lui domnul primar i-a luat-o cu 6 luni în urmă, pe data de 9.10.2010. Nu e posibil așa ceva. Ați fost reîncadrat pe postul care... Da. Am fost reîncadrat pe postul care, funcția care am avut-o pe data de 23.07.2010, iar acum când a venit restructurarea cu ordonanța 63.2010, m-a pus pe liber din nou, care deși nu au respectat criteriile, pentru că eu mai aveam 2 ani până la pensie. La vechimea mea de 37 de ani nu putea să mă dea în... Sunt în litigiu cu dâns și am dat iar în judecată și aștept rezoluția din nou ca să vin cu hotărâre de judecătărească iar pe post. Pe cine vreți dumneavoastră să întrebați, să vă răspunde la întrebările pe care le aveți și ce vreți să vă spun? Am fost astăzi la domnul comisar șef Caragea la Inspectoratul Județean de Poliție, am adus la cunoștință aspectele cu tentativele de furt și chiar furturile care le-am avut în decursul anului 2009-2010, pentru că domnul primar, când l-a chemat la așa, le-a luat declarație domnul inspector în primărie, nici de cum cu citație de audiere, cum se merge pe procedura legală, i-a chemat, s-a dus în primărie și le-a dictat, a scris aceeași faptă, aceeași frază toți, la fel, că nu m-a calomniat, că nu m-a insultat. Lucru care așa a fost, cum eu i-am adus la cunoștință, dânsul a spus că nu e adevărat, că a trecut peste șeful meu de poliție, că ați văzut. V-am informat că e dovada procesului verbal care a fost la fața locului, făcut de șef cu oameni martori, și dânsul a spus că nu e adevărat. Eu acum sunt în litigiu cu dâns și aștept să pronunțarea soluția care mi-a venit, să vin cu hotărâre judecătorească pe post să mă reîncadrez, să mă duc chiar la servici, pentru că nu au respectat criteriile, nu au regulament intern și așa mai departe. Dacă acest lucru este posibil, vom întreba autoritățile competente de la Rovinari. Cunoașteți cazul domnului Vardar Gordian, fost polițist comunitar aici la Rovinari, ulterior concediat? Se pare că mi-aduc aminte ceva așa de Vardarie, dar sunt foarte mulți, că poliția comunitară a avut foarte mulți agenți. Este un caz mai special. Domnul a fost odată concediat pe motive că a fost indisciplinat, ulterior instanța a dat dreptate? Nu cunosc toate amănuntele ăștia, știu că la restructurarea care a avut loc în cadrul poliției conform legislațiilor în vigoare, nu puteau să mai rămână decât cei care aveau studii superioare, au rămas numai funcționari publici. Și automat bănuiesc că nemulțumirea domnului Vardaie, n-avea cum să rămână el în cadrul poliției comunitare, actualmente poliția locală, pentru că n-avea studii. Și cel puțin nu era problema mea, pentru că nu eu am făcut selecția asta, șefii lor erahici, ci au oprit decât funcționarii publici care aveau studii superioare. Mi se pare că în jur de 10 persoane mai sunt la actuală care funcționează cu statut în poliția locală. Iar acest domn Vardarie bănuiesc că n-a fost oprit pentru că nu avea studii superioare. Este și la o vârstă înaintată și nu mai avea nici posibilitatea să-și mai continue studiile. Altceva, nu știu altceva. Dumnezeu lui acuză că atunci când a fost angajat a fost acuzat de niște abuzuri pe care nu le-a comis. Nu știu, detalii puteți să luați la Comisia de Disciplină. El am înțeles că a fost pe la Comisia de Disciplină, a avut niște ieșiri nefirești în care a scos arma la un director de la Direcția de Servicii Comunale sau cam așa ceva, a scos arma din dotare și a fost anchetat, nu știu cum a rămas problema respectivă, nu cunosc alte detalii, puteți să luați detalii la șeful direct sau de la Comisia de Disciplină să vă interesați despre parcursul dosarului. Mai este vreo șansă ca să fie reîncadrat? Nicio șansă nu are la poliția locală, pentru că nu primim oameni cu 4 clase primare, deci
se restructurează și poliția asta comunitară, că știți foarte bine, au pornit de la gardienii, poliția comunitară, acum poliția locală, s-a făcut o triere în care, zic eu, firesc, pentru că au ajuns să rămână anumiți oameni care au anumite calificări, au studii superioare, pot să fie funcționari publici. Ei nu pot putea fi funcționari publici. În cadrul poliției nu avem funcționari publici.